Rațiela a fost eliminată în gala ce tocmai a trecut a reality show-ului Casa Iubirii, însă lucrurile par nerezolvate în ce privește conflictul ei cu Alexandra. Rațiela a părăsit competiția matrimonială Casa Iubirii, spre surprinderea celorlalți concurenți aflați în reality show, multora părându-le rău pentru eliminarea ei, însă se pare că între ea și Alexandra au rămas multe lucruri nerezolvate. În gala care tocmai s-a încheiat, a izbucnit un adevărat război între cele două, cea vocală fiind Alexandra, care nu și-a mai putut stăpâni injuriile la adresa Rațielei, unele dintre ele având nevoie să fie cenzurate. Rațiela a transmis și un mesaj fanilor săi după ce a fost eliminată, mulțumindu-le pentru toată susținerea: dragilor, vă mulțumesc pentru toată încrederea și susținerea acordată, pentru toate mesajele. Mulțumesc că am întâlnit la Casa Iubirii acest om minunat, fosta concurentă, referindu-se la Odeh, însă, de departe, cea mai controversată discuție a rămas cea din ultima gală la care a participat, în care Alexandra i-a trimis câteva replici pline de venin și pe care Rațiela le-a prezentat pe o rețea de socializare, reușind să comenteze o parte din ele din respect pentru fanii ei. Ea nu a fost în stare să dea o explicație băieților pentru apelativele folosite. Nu știi cu cine mă pun, cu o needucată care nu știe să poarte o conversație sau să ne explice frumos o situație, se pare că vocabularul ei este format numai din jigniri, mă bați afară, ești frustrată, fata mea, a încheiat Rațiela comentariul la adresa fostei sale colege de la Casa Iubirii.